Domnule Eugen Bejnariu a obținut un număr important de voturi, 237, a fost o bătălie strânsă. Eu nu cred că sunt câștigători și învinși în urma acestei competiții interne. Domnule Eugen Bejnariu, o să avem mâine discuții la București, să vedem ce face mai departe. Domnia sa s-a exprimat sâmbătă seara că va continua proiectele Partidului Social Democrat. Discutăm și o să găsim cea mai bună variantă, așa cât Partidul Social Democrat să beneficieze de toate resursele importante interne.